Evenimentul anului din Mehedin, și anume Zilele Comunei Gogoșu, a fost un real succes. 3 zile și 3 nopți, distracția a fost întoi. Primarul comunei, Jean Rogoveanu, a dorit ca fiecare zi să fie specială, așa că pe cea de vineri a dedicat-o muzicii de petrecere. Evenimentul care strânge anual mii de oameni din mai multe părți ale țării a fost organizat în acest an în comuna Gogoșu. Astfel de evenimente reprezintă deja o tradiție pentru primarul comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu. Anul acesta atmosfera a fost din nou una incendiară, primarul dorind să aducă cei mai în vogă artiști din România pentru a cânta pentru cetățenii din comuna sa. Pentru a păstra tradițiile vii, spectacolul a început cu un concert excepțional de muzică populară, unde cetățenii au încins hore pe cele mai îndrăgite melodii. Petrecerea a continuat cu invitați de seamă care au transformat locația într-un veritabil ring de dans. Administrația locală a adus numai puțin de 10 artiști care mai de care mai în vogă, pentru a cânta pentru locuitorii zonei de ziua lor. Ziua de vineri a fost dedicată muzicii de petrecere, artiști de renume urcând pe scenă pentru a încânta publicul, printre care formația Triton, Vali Vigilie și îndrăgita Georgiana Lobonț. O contribuție deosebită a avut și formația Triton, care pe lângă faptul că a încântat publicul cu melodiile sale, a făcut parte și din organizarea evenimentului. Este foarte simplu, avem un primar cu suflet, noi ne implicăm cu tot sufletul ca și organizatori și încercăm să găsim o balanță încât să atragem public, începând de la cei tineri până la cei mai în vârstă. Să acoperim toate gusturile posibile. Domnul primar iubește toți locuitorii comunei, cred că le cunoaște și preferințele, stă de vorbă cu ei înainte de a face împreună lista de artiști și tot timpul punem pe hârtie ce artiști aducem, cum ne organizăm. Uitați, toată organizarea de aici este pusă la punct de domnul primar și de noi. Îndrăgita artistă Georgiana Lobonț a realizat o atmosferă veritabilă de petrecere în comuna mehedințeană Gogoșu. Cele mai cunoscute melodii de petrecere le-a pregătit special pentru publicul extrem de numeros. E fabulos că atâția oameni, 10.000 de oameni se strâng aici la Gogoșu în fiecare an și sărbătoresc. Felicitări primarului domnului Jean Rogoveanu și întregului staff pentru că o asemenea organizare este la un alt nivel. Este foarte cunoscut pentru spectacolele de un alt nivel pe care le are, așa că vă felicit. Foarte frumos! Vali Vigilie a dus pe scenă hituri nemuritoare, reușind să creeze o atmosferă incredibilă și să-i țină pe spectatorii aproape. A fost ideea domnului primar. Mulțumim prietenilor mei de la Triton. Mulțumim tuturor oamenilor care au fost aici și ne-au susținut. E un spectacol foarte, foarte mare și a fost de la foarte bine sus. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea primarului Jean Rogoveanu. Alături de o echipă de consilieri locali omogenă, aflată în slujba cetățeanului, acesta a reușit să transforme fața comunei Gogoșu. Bineînțeles, primarul Jean Rogoveanu nu a uitat de bunăstarea oamenilor și a dorit să le ofere un eveniment de neuitat.